La congresul PSD din acest weekend, socialdemocrații și aleg noua conducere, mai exact președintele, președintele executiv și 16 funcții de vicepreședinți. PSD-iștii din Sălaj nu candidează pentru niciuna dintre aceste funcții de execuție din cadrul partidului. Citez, din cadrul organizației județene avem candidați doar pentru Consiliul Național și nu pentru funcții de execuție. Din județ vor fi prezenți la congresul PSD de la finalul acestei săptămâni 56 de delegați, a declarat președintele PSD Sălaj Tiberiu Mar. După cum s-a anunțat și la conferința județeană din urmă cu două săptămâni, la alegerile pentru cele 8 funcții de vicepreședinți regional din totalul de 16 astfel de funcții, delegația din Sălaj îl va susține pentru funcția de vicepreședinte al regiunii de Nord-Vest pe fostul ministru de interne Ioan Rus. Conform deciziei luate la conferința județeană, îl vor susține pe Ioan Rus pentru funcția de vicepreședinte regional, a precizat Marc. În ceea ce privește funcția de președinte executiv, președintele organizației județene spune că organizația din Sălaj îl va susține pe Liviu Dragnea, chiar și în situația în care vor exista mai mulți candidați. La congresul din acest weekend, dacă nu vor interveni surprize de ultim moment, Victor Ponta ar urma să câștige încă mandat de președinte al partidului, deși pentru această funcție s-a mai înregistrat o candidatură, cea lui Andrei Alexandru, membru de partid al filialei PSD Sector 2, care a mai candidat la această poziție și la congresul din 2010. Președinte de onoare ar urma să fie în continuare Ion Iliescu. Pentru funcția de președinte executiv candidează doar Liviu Dragnea. Pentru funcția de președinte al Consiliului Național, deținut anterior de Adrian Năstase, nu vor organiza alegeri. PSD a pregătit pentru congresul de la finele acestei săptămâni un sistem electronic în care fiecare delegat își va scana buletinul de vot prin intermediul unui cod de bare la un terminal care înregistrează opțiunea acestuia, rezultatul votului fiind stabilit imediat după finalizarea procedurii.